Alo, camarade! Astăzi o să vă prezint o chestie foarte interesantă, megaliții din insula Malta. După cum știți, insula Malta e un arhipelag de insulițe mici, cum e insula Malta, insula Gozo, insula Comino și încă una sau două mai micuțe. E o insulă în care nu se poate trăi decât din turism. Au niște bucățele de pământ terasate așa, pe pământul acolo și se află celebri megaliți. Megaliții sunt pietre uriașe de 5 metri lungime, 4 metri înălțime și încă vreo 4 metri lățime. Deci poate să aibă 8 tone, 15 tone un megalit de la. Săranii din Malta ar da orice să scape de pietrele astea, dar nu se poate. Pe insula Malta are o populație de 450.000 de locuitori. E o insulă care se pare că cu multe sute de mii de ani în urmă era lipită de insula Sicilia. Acum e aranjată, așezată între insula Sicilia, Tunisia și Libia, să zic așa. Are o densitate foarte mare de populație pentru că suprafața nu e foarte mare. Deci, cum vă ziceam, se trăiește numai din turism. Pe acolo au trecut cam toți fenicieni în timpurile străvechi, au trecut catalanii, au trecut spaniolii, au trecut sicilienii, au trecut romanii, au trecut arabii, au trecut maurii. Deci o insulă cu un destin tragic, să zic așa, și în ultimul timp, acum câteva sute de ani, au trecut și cavalerii ioaniți. De acolo vine celebra sintagmă de cavalerii Ordinului de Malta, adică foștii cavaleri ioaniți. Ei au pașapoarte diplomatice, dar nu au țara, au doar numele de la Malta, pentru că au trecut pe acolo când erau numiți cavalerii ioaniți. Sunt protecția papei, deci niște diplomați fără țară, să zic așa. Megalitele astea sunt niște chestii care intrigă pe multă lume. Au apărut cam în jur de 10.000 de ani în urmă, acum 10.000 de ani în urmă. Se pare că, și eu cred că asta ar fi adevărul, că au fost aduse de o civilizație superioară, pentru că ei nu inventaseră roata pe vremea aia, nu aveau cum să transporte pietroaiele alea de 10 de tone, care n-ai cum, decât printr-o tehnică superioară care o stăpâneau numai de extratereștri sau cei veniți și cei care au locuit pe Marte cu sute de mii de ani în urmă, pentru că numai ei aveau tehnologia de a crea un câmp magnetic împrejurul acestor pietroaie imense și în momentul când se creează un câmp magnetic împrejurul lor, ele devin ca un fulg de ușoară și poți să le transporti oriunde. Oricum sunt niște chestii enigmatice care intrigă multă lume. În afară de asta, în săpăturile arheologice care s-au făcut pe cele trei insule din arhipelag, s-au găsit fosile de elefanți. Probabil că acum câteva milioane sau sute de mii de ani, Malta era legată și cu Sicilia și cu nordul continentului african. De fapt, Tunisia sau Libia, mai aproape Tunisia e mai aproape de ei. Și încă ceva bizar, s-au descoperit foarte multe fosile de cerbi. Pe insula asta nu prea există nici cerbi, nici elefanți, nimica. Deci a fost o legătură între Africa și sudul Italiei, Sicilia, care incorpora și insula Malta la vremea respectivă. Numai așa se explică fosilele de elefanți și fosilele de cerbi.
în afară de turism, care e baza principală a insulei, de care aduce venitul principal, mai e un pic de pește pe lângă coastă și după aia nu prea e mare lucru pe acolo. Malta a avut o importanță strategică foarte mare în Mediterana, pentru că a făcut parte din Imperiul Britanic, deci era o bază navală foarte importantă pentru flota britanică din Mediterana, pentru că de acolo pleca mai departe spre Cipru și spre Egipt și canalul de Suez. S-au mai găsit de asemenea și fosile de hipopotam, care iarăși ne duce cu gândul la Africa, că ar fi fost o legătură între Malta și Africa. De altfel, Malta înseamnă țara dintre ape, deci elocvent. Se zice că cele mai frumoase capre din lume există pe Malta, cei mai frumoși măgari din lume sunt în Malta și cea mai bună miere din lume se zice că vine tot din Malta, probabil că în legătura cu clima care e acolo. Templele astea megalitice, se presupune că au fost temple, s-au găsit monumente funerare în formă rotundă, s-au găsit o femeie stranie, o femeie din epoca bronzului, o femeie culcată, care iarăși ne duce cu gândul la zeitățile egiptene și asiriene și sumeriene. Sunt niște temple de o formă foarte ciudată, care ne duce cu gândul la o civilizație care făceau niște, cum să spun, niște sacrificii în templele astea, care se rugau, care probabil că făceau și niște sacrificii de animale pentru zei. E vechea poveste de la Atlantida, Lemuria, care a trecut prin Sumeria și după aia s-a întins în tot Orientul apropiat, în Europa, în insulele britanice și după aia a trecut oceanul. E cultul zeilor, pentru că oamenii de la începuturi au avut frică de ceva, întotdeauna avem frica în ADN. De exemplu, celților nu le era frică de nimic decât de un singur lucru, că o să le cadă cerul pe cap. Asta era frica lor, înțelegeți? Așa și maltezii de odinioară au creat temple, niște megaliți de ăștia unde probabil se rugau, erau ori locuințe, ori lăcașuri de cult. E vechea frică a omului primitiv pentru lucru necunoscut, pentru natura, pentru temperiile naturii, pentru tot ce era mai, ce putea să-l împiedice, să-l omoare, să-l terorizeze. S-au găsit niște dale care erau așa, în așa fel aranjate și construite, că cu ajutorul lor se strângea apa de ploaie. După aia s-au găsit într-un sanctuar, s-au găsit 7000 de oseminte de boi și de oi sacrificate, deci practicau sacrificiu animalelor ca să obțină mila zeilor. Într-o parte e un sanctuar care arată ca o văzut din cer, din aer, arată ca o jucărie uriașă sau jucăria unui uriaș răsturnată pe pământ. După aia, în solul calcaros al insulei, sunt urme de căruțe, dar nu s-a găsit nicio roată, știi? Probabil că erau căruțe extraterestre sau ceva care seamănă cu niște căruțe extraterestre. Altfel nu se poate explica, dar cert e că practicau sacrificiul animalelor, nu cel uman ca astecii, sacrificau boi și oi în general și deci asta era ofranda pentru zei. S-a descoperit pe insulă Kihlimbar și nefrită, care nu se găsește acolo și ea nu se găsește în nicio altă parte, deci a fost adusă de undeva, probabil din Africa. Se știe că ei cunoșteau vechi maltezi, cunoșteau arta navigației și au venit în contact cu toate civilizațiile din Mediterana și de la Sumer, din Irakul de azi, cu civilizația egipteană, feniciană, cu cea greacă, cu cea romană,
cu cea catalană și cu cea arabă. Era un popor care a jucat un rol important în timpul acestor vremuri, era, dar nu am rămas de la ei absolut nimic, nici picturi, nici picturi prin peșteri, nici înscrisuri, nici ce limbă vorbeau. E un fel de enigmă. Malta e o enigmă a istoriei, pentru că nu avem niciun punct de respect să ne dăm seama ce oameni erau, au trăit acolo, de unde veneau, ce erau cu ei, cum trăiau, cum se rugau și cum mureau. Un pic ca dacii noștri, nu au lăsat aproape nimic a scris, nu ne putem să da seama. Deci, camarazi, v-am povestit despre megaliții din Malta, o enigmă a lumii actuale și a lumii trecute. Misterul poate se va dezlega într-o zi, cine știe. Dacă v-a plăcut, da share, da like, faceți abonamente și rămânem împreună precum catarii. Pa, camarazi!